Autoritățile sanitare sunt în alertă. Numărul tot mai mare de refugiați ucraineni crește riscul apariției poliomielitei, o boală infecțioasă extrem de gravă. În Ucraina, aceasta nu a fost eradicată și au fost mai multe focare în ultimii ani. Toate direcțiile de sănătate publică au fost atenționate să raporteze orice suspiciune. Riscul cel mare este pentru persoanele nevaccinate. Odată cu intrarea în țară a unui număr mare de persoane nevaccinate împotriva poliomielitei, riscul să apară cazuri noi de îmbolnăvire sau să se declanșeze o pandemie este destul de mare, avertizează specialiștii din Timișoara. Boala care lasă sechele grave a fost eradicată în România. Ultimul caz s-a înregistrat în 1992, când virusul a fost adus din Bulgaria. Dacă ei nu s-au tratat, îi tratează doctorii noștri, care nu prea sunt. Nu prea avem doctori, au migrat afară. Specialiștii în boli infecțioase atrag atenția că rata mică de vaccinare din Ucraina pentru anumite boli poate fi un risc pentru noi. Asta depinde că sunt făcute controlele. Înțeles că nu sunt vaccinați toți și trebuie să vaccineze. Altfel și restul trebuie să ne protejăm atât cât se poate. Dacă la dumnealor n-au reușit să facă toți vaccinul. Că e chestia trebuie făcută atunci când sunt mici, am înțeles, vaccinul acela. Dar pot să apară situații, nu știu, și am înțeles că oricum îi trează sau în spitale le pot face analizele care doresc. La sfârșitul anului trecut, peste 20 de copii și tineri din Ucraina au fost diagnosticați cu poliomielită. O fată de 17 ani a avut chiar o formă severă care duce la paralizie. La începutul lunii februarie în Ucraina a început campania de vaccinare a 140.000 de copii, dar a fost stopată din cauza războiului. În 2021, doar jumătate dintre copiii de un an erau vaccinați împotriva poliomielitei.